Dar mai avem încă, încă, două lucruri de comunicat. Știm, da, e adevărat, știm că unii dintre voi sunteți extrem de triști pentru că Germania e acasă, Portugalia e acasă, Brazilia au plecat și ea, Spania, ce să mai zicem. nu e așa? A, da. Campionatul mondial de fotbal se apropie de final, așa că nevestele sunt bucuroase, în fine să gata, dar mai sunt câteva meciuri importante, nu-i așa? Așa că vreau să vă spun ceva, am o veste bună. Marți la ora 21, semifinală. Pe ecranul din biserică puteți să vedeți semifinala. Miercuri, 21, ora 21, tot pe ecranul ăsta, Poți să vezi a doua semifinală, da? Așa, nevestele voastre, dacă zice, mă, nu știu mai uita bărbații la la, 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 televizor și asta, că avem treabă, tu îi spui, mă dura biserica biserică nevastă. Și ai scăpat de o grijă, așa, ca să nu mai zic că știu că unii dintre voi ați vrea să, să auziți următoarea știre acum. Și sâmbătă, nu, sâmbătă finala mică nu ne interesează, faceți-vă treaba acasă, stați cu nevestele, dar duminica viitoare, la ora 17, finala tot pe ecranul ăsta. Așa că vă așteptăm aici să uh, vedem meciurile astea împreună. Partea amuzantă din clip Cred că o poate vedea oricine Acum, de-a lungul timpului M-am ferit să critic Sistemul Harvest Și stilul ăsta de biserică Însă acum aș vrea să spun Două, trei lucruri Despre Clipul pe care tocmai l-ați văzut care l-am primit și eu de la foarte multe persoane până acum. Și ne au raționat în felul următor. Domnule, o biserică nu este în sine clădirea un spațiu sacru. Ea poate să aibă foarte multe utilități și e foarte bine că foarte multe biserici românești în străinătate se întâlnesc în biserici unde sunt și cluburi, unde sunt cafenele, biserici care sunt închiriate pentru diverse activități, iar duminica ei se întâlnesc pentru slujbele lor. Deci nu este niciun fel de problemă ca în clădirea bisericii Harvest din Arad să se întâlnească oamenii să vadă un meci. Și înțeleg perfect rațiunea. Uh, mie mi se pare total uh, nepotrivit, o pierdere de timp și gaz arunca pe foc degeaba să argumentez că o anumită clădire, încăpere, a devenit sacră prin activitățile care au avut loc în ea. Că dacă ar fi așa, înseamnă că cafeneaua sub clubul care se, întâlnesc, se întâlnește vineri în clădirea voastră, desacralizează clădirea, iar voi duminică o sacralizați sau o sfințiți iarăți și asta se întâmplă săptămână de săptămână. Acum, problema pe care eu văd în situația asta este faptul că anunțul ăsta cu meciurile de fotbal sunt anunțul ăsta este făcut între anunțurile care privesc viața spirituală a bisericii. Asta e asociarea nefericită pe care eu o văd, da? Deci este un anunț făcut în strângerea publică a bisericii Domnului Isus. Este un anunț făcut în timpul anunțurilor care vizează viața bisericii Domnului Isus. Da? Biserica locală a Domnului Isus, Harvest din Arad. Asta e primul lucru. Al doilea lucru mai problematic este că se presupune, sau este o premiză pe care noi o putem observa, pe care o putem deduce din acest anunț, din timpul unei slujbe publice a bisericii strânse la închinare. Este o presupoziție faptul că este treaba bisericii, sau au devenit între timp treaba unor astfel de biserici prin ei. Domnul pe care îl vedeți dumneavoastră este unul din păstorii bisericii să organizeze vizionarea meciurilor de fotbal. Da? Și să se anunțe public de către unul din păstorii bisericii către întreaga biserică organizarea vizionării acestui meci de fotbal. Asta cred că este problema mai mare. Unde ne oprim? Ce o să mai organizeze biserica? Curse de călărie. Intrări, intrări, cu cowboy pe scena bisericii, știți că asta s-a întâmplat la una din bisericile Hillsong, da? Concert de Crăciun cu moș Crăciunițe, semi îmbrăcate și așa mai departe. Eu vreau să arunc sub nicio formă o cara asupra acestei biserici și să presupun că ei ar fi în stare să facă asta. Întrebarea mea este de ce să nu facă lucrurile acestea? De ce să te la meciuri de fotbal? De ce să între ții, uh, să întreții doar idolatria asta a fotbalului De ce? De ce nu și alte activități sociale, culturale Alte idolatrii moderne Și ultimul lucru uh, pe care l-aș menționa Este faptul că Mi se pare mie Că biserica este într-o concurență acum cu lumea Asta este biserica multifuncțională Care îți dă și socializare Și cafea și activități sociale, culturale, civice de tot felul și biserica vine acum și spune băi, voi, noi vă dăm calitate, avem ecrane cum trebuie, am băgat banii în ele o grămadă și noi îți vă dăm calitate în alte la idolatria asta voastră cu fotbalul. Acum, noi știm că este idolatrie, dar și dacă n-ar fi, ce vedem noi aici este biserica modernă, super relevantă, multifuncțională, hiper relevantă, aș zice, da? contemporană, care îți oferă la calitate maximă, la vremea în care noi suntem acum uh, meciuri de fotbal. Sau în viitor, nu știm. Alte și alte activități. Uh, mi se pare problematic și minciunic asta spus în glumă, știi? Nevastă ne ducem la biserică. Nu știu, este biserica strânsă în zărbătoare la închinare un cadru în care pot să fac poante cu minciunele? Întreb numai. Poate vi se pare o minciună nevinovată. E clar, toată lumea înțelege minciunii ca glumă, da? Dar este biserica locul ăsta? Nevastă mă duc la biserică, știi, de da eu de fapt mă duc la film. Bun, puteți mai organizăm multe alte lucruri la biserică și eu de fapt să mă duc la alte activități, dar pot să-i zic nevestei, nu, nevastă mă duc la film. Este un dispreț, este o glumă cu păcatul. Și cartea proverbii ne spune foarte clar cine glumește cu păcatul. Totul este făcut într-o atmosferă de glumă, de distracție. Din nou, întrebarea mea este, este biserica strânsă la sărbătoare? Nu clădirea. Un cadru eclesial, sacru, în care ne întâlnim cu Dumnezeu, cu prezența specială a lui Dumnezeu, sau nu mai facem nicio diferență între faptul că cineva stă în baie și, -și citește ziarul, spațiul ăla e la fel de sacru ca și în momentul în care ne întâlnim toți să ne închinăm cu biserica strânsă la oaltă. Prezența Domnului peste tot aceeași, deci nu este niciun fel de problemă că mai spunem poante, mai aruncăm câte o glumiță, o minciunică sub formă de glumă uh, și așa mai departe. Da? Stilul ăsta ușuratic, bășcălios, glumeț, prea glumeț, uh, poante spuse referitor la soții, a devenit o parte din, veți vedea la bisericile astea moderne, o parte din strategia slujitorilor relevanți pentru atragerea membrilor bisericii. Am făcut în sfârșit, domnule, biserica un loc atractiv. Aș vrea să vă uitați în Noul Testament și să-mi indicați un singur loc din tot Noul Testament. Un exemplu clar sau ceva dedus din Noul Testament. Un principiu o expresie, orice vreți dumneavoastră, de unde ați putea trage concluzia că dacă Pavel ar fi trăit pe vremea noastră, el ar fi fost în stare să vorbească așa, să folosească spațiu eclesial, public, liturgic, religios, cum vreți să-i spuneți, pentru asemenea anunțuri sau să organizeze asemenea lucruri. Deci dați-mi cea mai mică fărâmă de scriptură pentru așa ceva. Succes!